Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedorenii Votează, emisiunea electorală de promovare a candidaților care își doresc să vină în fața dumneavoastră și să vă prezinte proiectele pe care le au pentru următorii 4 ani, asta în condițiile în care, în data de 9 iunie, le veți oferi votul de încredere. Astăzi ne canalizăm atenția asupra orașului Hațeg, iar pentru a afla mai multe despre viziunea de dezvoltare pe care invitatul meu o are, vom afla, bineînțeles, direct de la dumnealui, domnul Nicolae Timiș, candidatul PMP pentru funcția de primar al orașului Hațeg. Bună ziua, bine ați revenit, domnule Timiș. Bună ziua și bine v-am găsit. Am trecut puțin de prima jumătate a acestei campanii electorale. Dacă ar fi să faceți așa o radiografie a acestei prime părți, cam care ar fi rezultatele? Cum e atmosfera la Hațeg? Vreau să vă spun că atmosfera este de ajuns de tensionată. Nu se vede în față, cât se lucrează în spate, cu alte cuvinte. Adică, ce vreau să vă spun? Că se încearcă prin orice mijloace, și ceea ce este de ajuns de grav, să nu zic altceva, se încearcă prin orice mijloace să se câștige voturi. Nu contează că este campanie electorală, nu contează decât modul în care încearcă să-și atragă voturi. Ceea ce după mine nu este corect. Corect este să faci campanie electorală corectă și cinstită și că cetățeanul să-l voteze pe cel mai bun. Din păcate, spuneam și într-o emisiune trecută că mulți și-au făcut vize pentru orașul Hațeg numai pentru a vota 9 iunie cu un singur scop: de a se frauda alegerile, că altfel nu pot să spun, pentru că ei nu locuiesc în Hațeg, ei sunt aduși și stau câte 10 în, cu ghilimelele de rigoare, stau că nu stă nimeni în Hațeg. Într-o locuință figurează câte 10 și avem. Deci nu venim cu povești, oricând putem pune la dispoziția. Atât timp cât legea permite realizarea acestor vize de flotant în orice perioadă a anului. Sigur că da, și aveți perfectă dreptate. Dar dacă ne ducem și ne întoarcem un pic înainte, ele s-au făcut chiar cu o săptămână, două înainte de cele 60 de zile. Adică de cele 60 de zile prin care le permite legea să fie flotant și să voteze. Și o să avem o surpriză, să știți. O să fie mulți pe liste. Adică nu sunt votați la Hațeg, dar sunt listele pe care vor apărea pentru că sunt, au viză de flotant. Da, oricine poate să vină, poate să-și facă viză în orașul Hațeg, dacă lucrează în orașul Hațeg sau dacă stă în orașul Hațeg. Să vii numai cu un singur gând, pentru că să știți că ei n-au venit de capul lor, din păcate. Ei au fost trimiși de cineva. De cineva care sunt în spatele unor contracandidați de-ai mei. Deci ei nu s-au... trebuie să aveți și dovezi. Sigur că da, fără nicio problemă. Fără nicio problemă. Oricând vom putea pune la dispoziție orice. Noi nu venim să vorbim, să batem câmpii. Noi vorbim pentru că știm și sigur că putem și dovedi. Deci, așadar, la Hațeg, campania electorală până în prezent nu se duce neapărat pe proiecte? Perfect. Sau ce să înțelegem? Perfect. Aveți perfectă dreptate. Pentru că normal la Hațeg și nu numai la Hațeg, cred că în orice localitate din România, corect este ca cetățenii să știe cu ce vine fiecare candidat, să știe capacitatea lui, pentru că spuneam că e un caz mai special la Hațeg, să știe capacitatea fiecărui candidat de a face anumite lucruri. Vreau să vă spun un lucru extrem de interesant. Am văzut multe sloganuri de campanie. Sloganuri, fiecare își le-a gândit cum vor vrut ei. Până la urmă, este treaba fiecare. Vreau să vă spun că, zău, dacă n-ar fi campanie electorală, m-ar distra. Că unul este om bun. Este om bun la ce? Pentru că nu e suficient să fii om bun. Trebuie să vezi unde, cum, ce. Altul spune că continuăm împreună. Altul spune că noi ne dorim Hațegul nostru. Eu le spun un singur lucru. Că Timiș are experiență, Timiș a adus multe proiecte, le-a adus, le-a finalizat și că Timiș știe ce să facă pentru
orașul Hațeg și mi-am pus un slogan extrem de simplu, care mă caracterizează. Timiș, ce promite, face. Ați făcut ceea ce ați promis până acum? Vreau să vă spun că chiar dacă sună ca și o laudă, nu știu cum să vă spun, am avut 14 proiecte europene. 14 le-am dus până la final. Sigur că au mai rămas unele care au mai continuat și în mandatul acelalți, pentru că nu-l poți încheia în totalitate. Dacă sunt unele de valoare mare, de investiții mari, proiecte mari, nu proiecte de, știu eu, capete de străzi sau nu. Deci am dus proiecte foarte mari de infrastructură, pentru că eu am prins Hațegul în perioada în care nu avea aproape nimica. Toate proiectele care presupun investiții în infrastructura de utilități, în infrastructura de sănătate, în infrastructura școlară, în infrastructura de transport, sigur că nu le-am finalizat pe toate, pentru că nimeni nu le poate finaliza pe toate în și în acea perioadă în care ați fost primar, a fost și cumva, nu neapărat începutul fondurilor europene, doar că erau așa privite și făcute cu pași timizi. Ba da, era pionerată. Dar haideți să vă mai spun ceva. Chiar dacă era pionerat și chiar dacă am prins o perioadă în care n-au fost fonduri europene, erau fonduri de preaderare, rețineți, care erau nu puține, extrem de puține. Era o raritate să reușești și să ajungi să atragi fonduri de preaderare. Vă spun cu sinceritate, și atunci am reușit să atrag proiecte pentru cele trei sate prin care am reușit, pentru Nalat, Silvașul de Sus, Silvașul de Jos, pe care am reușit atunci să le asfaltez. Să știți. Deci greu de tot, plus că am început tot un proiect pe fonduri de preaderare, un proiect pilot denumit Samtid, în care am schimbat toată rețeaua de apă din orașul Hațeg. În jur de 38 de kilometri de rețeaua de apă și 28 de canalizare. Ceea ce a presupus un oraș dacă vreți răscolit de la o, absolut toate străzile ca să reușesc să bași canalizarea. Practic, acum ar mai fi necesare doar lucrări de extindere a acestor rețele. Sigur că da, pe străzi care între timp, pe care între timp s-a construit, au apărut case noi, au apărut, știu eu, alte construcții noi și acum sunt numai de continuat sau de prelungit. Nu sunt investiții mari. Ei, sigur că orașul Hațeg are nevoie de investiții mari. Are nevoie ca orice oraș din România. Din păcate ele au înghețat o perioadă și o perioadă de ajuns de lungă. Hațegul a avut de suferit. Spuneam la o emisiune trecută că nu e bine să ne uităm la vecin peste gard și să ne supărăm de ce a făcut el. Dar cam așa am ajuns noi la Hațeg, să ne uităm la orașele din jur, că ele au început să înflorească și Hațegul a stagnat. A stagnat, din păcate, mult timp, pentru că Hațegul are nevoile lui. Vedeți, lucrurile evoluează într-un ritm alert. Cred că așa trebuie să meargă și investițiile, mai ales că acum sunt mai multe posibilități pe care poți să atragi fonduri europene. Pe lângă ADR-ul Vest, poți să, prin programul operațional regional, poți să mai atragi fonduri prin CNI, poți să mai atragi fonduri prin PNRR, poți să mai atragi fonduri prin Angel Salini. Deci sunt mult mai multe oportunități din zona cărora poți să aduci fonduri. V-am spus că lucrurile evoluează rapid. Evoluează foarte rapid. Noi am ajuns acum, toată lumea cred că își dorește în orașul Hațeg, noi nu avem un bazin de not. Ai noștri să duc ba la Hunedoara, vin la Deva, vă spuneam că se uită la vecin. Nici la cum Deva înflorește. Nu e un bazin de not. Există. Cel avem puțin câteva piscinuțe. Da. Bine, mai este și strandul. Când știți? E deschis. Da. Când este deschis, dar există. Că nu le pun în funcțiune, nu este treaba noastră la Deva, dar le au.
Noi, din păcate, nu avem nimic. În fiecare, la fiecare 4 ani, au venit la peste tot, au promis chiar și pe Pliante, chiar și pe... Nu, peste tot, din păcate, nu s-a construit nimic. Dar eu astăzi vreau să vă spun că am promis într-o emisiune trecută că o să spun ce voi face în cele 3 sate care aparțin orașului Hațeg. De ce? Vreau să vă spun că sunt la fel de importante ca și orașul Hațeg pentru noi. Adică chiar dacă sunt la câțiva kilometri de Hațeg, asta nu ne permite să-i neglijăm. Pentru că votul din acele sate este la fel de valabil ca votul cetățenilor din orașul Hațeg. Ai neglija în permanență, cred că este o greșeală. Din păcate, au din fost păcate, neglijați cetățenii acestei localități păcate, aparținătoare Hațegului? Eu zic că da. Eu zic că da, pentru că dacă o luăm din Silvașul de sus și venim încoace, vreau să vă spun că au fost niște inundații de ajuns de urâte. S-a făcut ceva, s-a făcut, adică s-a curățat un pic albia râului, s-au venit cu promisiuni, din păcate ele au înghețat așa de un an și ceva. Chiar am fost acum în campanie electorală duminică, am rămas uimit că în unele zone, în curțile oamenilor, în spatele curților oamenilor, nu s-a făcut nimic. Nu s-a făcut nimic, probabil să așteaptă o altă viitură, promisiuni cu acel pârâu, deși nu ne aparține nouă, aparține apelor române, sunt până sus. Și din păcate nu s-a făcut nimic. Dar și administrația locală ar putea să aibă anumite intervenții pentru ca cei de la apele române să aici curețe este că aici este rolul administrației publice locale, ca în fiecare an să facă presiuni pe apele române, cel puțin să le decolmateze. Adică în momentul în care vine o viitură, albia este curățată și atunci nu se revarsă peste tot. Sigur, eu vin și spun că în Silvaș nici n-am crezut că în 4 ani de când a trecut canalizarea nu există în Silvaș. Este apa, de pe vremea mea a fost un proiect de canalizare, din păcate a înghețat, cetățenii ne-au spus și chiar au zis, zice, suntem singurii care am rămas fără canalizare. Dacă ne uităm într-un pârâu acela care vine, toată lumea trebuie să-și ducă undeva canalizarea și până la urma urmei n-ai ce să comentezi dacă nu le oferi o alternativă corectă, cinstită și viabilă. Și-o zis, domnul Timiș, vă rugăm frumos, faceți ceva cu canalizarea. Sigur că sunt mai multe proiecte acolo. S-a făcut o capelă, dar s-a făcut din vechea școală. Oare nu mi se pare corect? Școală cu cămin, deci în aceeași curte. Da, s-a modificat vechea școală și s-a făcut o cameră unde este capelă. Nu, eu vin și spun că fac o capelă nouă, acolo o construim de la zero, acolo unde este locul și există și un teren pentru acea capelă, lângă cimitir, unde poți să o construiești și că acolo unde a fost școală, să rămână și cămin pentru activități, mai ales că este și un loc de joacă pentru copii tot acolo. Adică sunt niște lucruri înghesuite care nu, eu zic că nu e ok să fie așa. Și sigur, ne gândim să facem o capelă nouă pentru că într-adevăr cetățenii au nevoie. Ce mai au nevoie oamenii? Domnul Timiș, este un sistem de supraveghere video, dar este la intrare făcut de cei care administrează o parte din pădure de acolo, pe intrări, pe ieșiri. Noi vrem și în zona centrală, vrem și pe străduță, vrem... De ce? Pentru că reduce, știu eu, tentativa de fur, de... chiar diferite infracțiuni care se pot produce pe străzi. Deci poți să reduci atâta timp cât ai un sistem performer video și știe toată lumea. Sigur că străzile unele au rămas asfaltate, v-am spus, de pe vremea când am făcut pe fonduri de preaderare. Ele trebuie toate reasfaltate, așa cum zic eu, merită și Silvașul de sus. Și mai au o problemă foarte, foarte gravă. Ce se întâmplă?
prin întabularea asta gratuită, n-au reușit decât să-i bulversează pe oameni. Ce s-a întâmplat, de fapt? Sigur, am reușit cu greu să terminăm acolo titlurile de proprietate în perioada în care au fost, adică punerea în posesie, cu alte cuvinte. Ei, s-a venit acum, nu s-a lucrat bine. S-a venit și pe toți i-a mutat. Alții s-au pomenit în drum. Pe fiecare, dacă ai greșit cu 15 metri la 1, vă dați seama că toți s-au mutat cu palcerele, toți cu 15 metri și acolo, din punct de vedere al titlurilor de proprietate, gratuit, în loc să liniștească lucrurile, în loc ca lucrurile să meargă bine și toată lumea să fie mulțumită, de fapt s-a bulversat totul. Nimeni nu mai știe unde, toată lumea sunt nemulțumiți. Domnule, nu se poate. Credeam că vine să ne ajute și nu să se întâmple. Nu să încurce mai mult lucrurile. Exact, exact. Deci iată că venim cu niște propuneri interesante pentru Silvașul de Sus. V-ați gândit la un proiect, pentru că spuneați și puțin mai devreme, sunt câțiva kilometri care despart aceste sate de orașul Hațeg. V-ați gândit poate și la un proiect care vizează înființarea unui transport public local, pentru că sunt în mediul rural, de cele mai multe ori sunt foarte mulți vârstnici sau persoane care poate nu au o mașină, nu își permit să ajungă în oraș cu un automobil propriu. Și dumneavoastră a spus problema bine și noi chiar avem în programul nostru și mă bucur mult că ați spus-o, pentru că vă ziceam că societatea evoluează și lucrurile rapid. Sigur, ne-am gândit la un transport, pentru că el a existat odată mai de mult, la un transport cu microbuze electrice. De ce? Pentru că ați văzut și în Valea Jiului, și în Deva, și în Hunedoara, pentru peste tot s-au băgat autobuze electrice. Noi nu avem nevoie de autobuze, pentru că nu sunt atâția cetățeni. Noi avem nevoie de microbuze electrice în care să le luăm un preț rezonabil cetățenilor și să le asigurăm transportul. De ce? Simplu. Sunt oameni bătrâni care au pensii mici și care nu își permit taxi de fiecare dată. Și avem în proiectul nostru și introducerea acestui transport cu microbuze electrice. Deci v-am spus, iată că ne-am gândit cam cu lucruri care sunt extrem de utile și un lucru extrem de important pe care nu l-am spus și trebuie să-l amintesc și este în program, este introducerea gazului metan. Deci este o problemă pe care iarăși evoluția societății ne face să ne gândim. Niciunul dintre cele trei localități, niciuna dintre cele trei localități nu are în prezent gaz? Au Nalațul, dar o să vă spun și acolo. Dar Silvașele nu au niciunul și este păcat, pentru că este nevoie de gaz metan. Sunt oameni bătrâni care nu-și mai permit în fiecare an să dăie sume mari pe lemne, pentru că lemnele presupune și o anumită muncă de adus, de tăiat, de crăpat și așa mai departe. Gazul le ușurează, știu eu, pentru adică gazul le ușurează să își încălzească locuințele mult mai ușor sau să aibă gazul necesar la bucătărie fără să umbli cu butelia de fiecare dată, desfă-o, montează două și așa mai departe. Și ne-am gândit și la lucrul ăsta și l-avem în proiect, așa cum v-am spus, și în programul nostru și în strategia noastră pentru 2024-2028. Și dacă ne coborâm la Silvașul de Jos, același lucru, că m-am oprit la gaz. Același lucru pentru că, la fel, e nevoie din motivele pe care vi le-am spus mai înainte, la fel și aici, cum spuneam și sus, este nevoie de un sistem de supraveghere video, la fel există o capelă care este în vechea școală, care din păcate dacă te duci în curte o vezi că jumătate este dărâmată, e un loc de joacă pentru copii în care din păcate este toate amenajările alea, inclusiv știu eu, topoganele și ce este acolo, toate sunt nefolosibile din păcate. Și la fel este peste drum de cămin, este școala cu capela mortuară. Eu zic că iarăși aici este nevoie de o capelă în zona cimitirului, pentru ca să nu se încurce lucrurile, exact cum vă spuneam și în Silvașul de Sus. Și ne-am gândit și aici, dacă vreți, un centru de prim ajutor.
Adică vedeți și de la Silvașul de sus și de la Silvașul de jos pot apare anumite probleme de sănătate. Mai mult că este și o circulație extrem de aglomerată în zona Mănăstirii Prislop. Și că ar fi nevoie și ar fi nevoie mare de un centru de prim ajutor. Pentru că vă spuneam motivele mai înainte și sigur ne ducem către, la fel, transportul, am zis, transportul cu microbuzele electrice se duce în Silvașul de sus, coboră în Silvașul de jos și aduce cetățenii în orașul Hațeg. Țara Hațegului este extrem de ofertantă și din punct de vedere turistic și tot discutăm, toată lumea discută, mai ales în această perioadă, de acest turism care poate fi o salvare economică, să spunem, a multor zone din județul Hunedoara. Și în Alață, din câte știu, există acolo un castel care poate fi pus în valoare. Ați gândit un proiect și din acest punct de vedere? Vreau să vă spun că l-am spus și pe Hațeg, îl spun și pe Nălaț. Este un castel care, din păcate, jumătate este dărâmat. Este dărâmat pentru că nu i-a mai purtat nimeni grija. A fost un parc cu... A fost, spun, pentru că eu știu ce este acolo, a fost un parc care, din păcate, nu mai poate fi numit parc pentru că a crescut vegetație de tot felul, pentru că nu mai sunt pomi valoroși, pentru că s-au uscat. Este un lac care n-a mai fost alimentat cu apă și probabil de acolo pânza freatică s-a alimentat pentru tot grija parcul. Grija cui a fost această zonă? Tot castelul cu parcul are 12 hectare. Eu am reușit să-l trec în proprietatea primăriei orașului Hațe, cred că acum vreo 14 ani. Deci este în administrarea orașului. A fost revendicat, s-a judecat Hațegu și până la urmă a câștigat Hațegu de vreo 2 ani. Dar asta nu împedeca proprietarul să-l administreze ca un bun gospodar, adică să-l păstreze, să-l întrețină de așa manieră încât să nu ajungă așa cum arată astăzi. Se pot crea și locuri de muncă, acolo noi venim cu propuneri pentru o bază sportivă, acolo venim cu propuneri pentru un bazin de not, am spus și la Hațeg ce se întâmplă. Vreau să vă spun că Nălațu a beneficiat de gaz, dar ce se întâmplă? Gazul trece pe o parte a străzii și pe cealaltă parte nu. Și acum cetățenii, ca să se lege, unii că foarte puțin s-au legat și am stat de vorbă cu ei. A zis, este o problemă la noi. Este o problemă la noi pentru că ne obligă, adică dacă vrem gaz, trebuie să suportăm noi cheltuielile ca să traversăm strada până la cutie sau până pe gardul nostru. Oare noi nu ne permitem? Că costurile sunt foarte mari. Și nu știu ce s-a întâmplat. Pentru că, normal, în momentul în care introduci o rețeauă de gaz, ai obligația, ca și la apă, ca și la canalizare, să-i o duci până la poartă, la cetățean. Ba, s-au mai asfaltat unele străzi pe acolo. Erau asfaltate, dar s-a mai dat un covor și acum trebuie sparte din nou. Pentru că, v-am spus, cetățenii nu au acces la gaz. Noi le-am spus cetățenilor că vom găsi resursa financiară de așa manieră încât să aducem gazul la poarta fiecărui cetățean, cum trebuie să fie adus toate utilitățile, cum spuneam mai înainte, apă, gaz, curent și așa mai departe. Mai sunt niște probleme și mulți cetățeni iarăși ne-au spus. Nu ni s-au schimbat contoarele. Avem nevoie ca să, sigur, nu le schimbăm noi, dar în același timp putem interveni. Sigur, zice, vrem ca și contorul, cum s-a schimbat peste tot, vrem și ne lasă ni se pună contoare noi care pot fi citite de la distanță, nu mai fim noi obligați de fiecare dată să dăm indexul și așa mai departe. Este cu autocitire și am terminat cu ține evidența, dă în fiecare lună și le-am spus că vom discuta și vom găsi soluții. Și o problemă care este cea mai mare și pe care o au cetățenii este capela. Ei chiar nu au
capelă. Deloc. Deloc. Și le-am spus acest lucru, am și găsit soluția, am și identificat terenul, pentru că vreau să vă spun, nu există zi în care să nu bat orașul sau satele din componența orașului Hațe. Și le-am spus că găsim soluții și le rezolvăm problema. Și ei au aceeași problemă cu supravegherea video. Adică le-am spus, le oferă un confort, le oferă o siguranță. Așadar vă doriți pentru toate aceste sate să fie acest sistem de supraveghere video. Suntem în era digitalizării, da, în care toate lucrurile evoluează pe repede înainte. Este păcat să nu beneficieze și comunitățile noastre de lucrurile astea. Deci iată că venim cu strategia noastră pentru fiecare comunitate în parte, pentru că vă spuneam la început și o repede câte ori este nevoie că toate satele care sunt în componența orașului Hațeg au nevoie să trăiască și să simtă că sunt aparținătoare unui oraș. Și vă spuneam că în perioada asta am reușit să trecem pe străzi și am reușit să culegem problemele de la oameni. Vreau să vă spun că deși este un oraș mic și sigur că noi nemai fiind de ani de zile în administrarea orașului, sunt consilier, dar în rest nu sunt executiv, nu cunoști în amănunt toate problemele cetățenilor. Atât de multe probleme au. De nu vă vine să credeți. Probleme care ar putea fi soluționate de către administrația publică locală? Dacă s-ar duce și ar fi mai aproape de cetățean, să știți că multe din ele ar putea fi rezolvate. Vă luați acest angajament în fața oamenilor? Că dacă în data de 9 iunie oamenii vă vor oferi votul de încredere, veți fi mai aproape de cetățeni? Vreau să vă spun că aproape nu există casă sau cetățean din Hațe pe care să nu-l cunosc. Asta spune un lucru. Spune un lucru și spune un lucru extrem de important. Că nu puteam să-i cunosc altfel decât în mandatele mele când am fost primar, decât dacă eram aproape de ei. Deci nu există casă, vă repet, la care să nu cunosc pe cineva din casă. Deci sigur că toată lumea știe că Timiș ce promite face. Eu de aceea v-am spus că vin cu un slogan realist. Nu vând, știu eu, promisiuni, nu vând, nu știu ce... Exact, nu vând, nu știu ce proiecte de, știu eu, parcări subterane sau nu știu, alte și alte. Vin cu lucruri concrete în care să le rezolvăm problemele cetățenilor. Spuneam că atâtea nevoi au și că dacă administrația publică s-ar strădui un pic mai mult și le-ar înțelege problemele fiecăruia în parte, eu zic că extrem de multe dintre ele se vor rezolva. Mai avem doar 2 minute din această emisiune și o să vă las pe dumneavoastră să faceți așa o încheiere a acestei emisiuni, transmițându-le oamenilor un mesaj. O să spun câteva lucruri și pe urmă, pe scurt, o să transmit mesajul. Rog. Vreau să vă spun că venim cu o listă de oameni noi. Nu venim cu liste de consilieri numai pentru numele lor. Să-i punem în față și pe urmă să retrag majoritatea și ajung alții din spate. De fapt, asta este strategia unor partide politice. Punem oameni cu nume mai sonore din oraș, că adună voturi și de fapt nu rămân niciodată consilieri, ei să retrag. Și intră alții din spate. Vreau să vă spun că și mandatul trecut s-a întâmplat la fel. Cu unele partide nu o să le dau numele, dar cetățenii știu. Noi vă spunem ca și mandatul trecut, că oamenii care sunt pe listă nu-și vor da demisia și vor pleca și vin alții din urmă. Și vreau să vă spun că avem oameni tineri, oameni bine pregătiți, majoritatea n-au făcut politică, dar au dorit să se implice că vor altceva pentru orașul Hațe. De aceea, în 9 iunie, vă invităm, dragi hațegani, la vot. Votați
în deplină cunoștință de cauză, votați Nicolae Timiș primar și echipa lui de consilier, pentru că nu veți fi dezamăgiți. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și eu, domnule Timiș, că ați fost alături de noi. Mult succes vă dorim! Mulțumim mult! Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor, domnilor, că ați fost alături de noi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. La revedere!